August 2014. Jurnaliștii OCCRP și RISE Moldova deconspiră cea mai mare operațiune de spălare de bani din Rusia, peste 20 de miliarde de dolari. Proveniți din fondurile murdare ale organizațiilor de crimă organizată și ale politicienilor corupți, banii au fost transferați în offshore prin intermediul sistemului bancar din Moldova. Operațiunea este cunoscută drept spălătoria rusească sau laundromatul și a avut loc în perioada 2010-2014. Au trecut 3 ani de la investigația jurnaliștilor. Oficial, nicio persoană din Moldova nu a fost condamnată pentru implicare în schemă. Totuși, lista învinuiților și bănuiților e lungă. 16 judecători, 4 executori judecătorești, 9 angajați bancari și 4 funcționari ai Băncii Naționale. Unii dintre ei se află în arest și se judecă în instanță. Alții au dat bir cu fugiții și sunt anunțați în căutare internațională. Laundromatul a implicat și zeci de moldoveni nevoiași care au căzut în plasa grupărilor criminale rusești. Gheorghe Munteanu are 35 de ani. Trăiește modest într-o casă din centrul satului Ulmu, din raionul Ialoveni. Acum un an s-a bătut cu un consătean și a rămas invalid. De atunci, nu mai poate lucra. Soția lui, Irina, este cea care aduce bani în casă. În 2012, fără să știe, atât Gheorghe cât și Irina au figurat în contracte cu o datorie fictivă de $1 miliard, pe care ar fi trebuit să-l întoarcă unor firme fantomă. Datoria a fost pusă pe spatele lor de companii offshore și firme din Rusia. Mi-a fost traumă. Și ce a fost раньше, я вообще ничего не помню. Вообще. Меня сейчас вот да, я начинаю что-то вспоминать, что-то туда-сюда. Но раньше что было, я не помню вообще ничего. Iată cum funcționa spălătoria rusească în care au fost implicați cei doi. Companii fantomă, cu sediul în Marea Britanie, semnau între ele contracte false, prin care își împrumutau reciproc de la 200 de milioane la aproape $1 miliard. Garanții ai tranzacțiilor, alături de firme rusești și companii de tip offshore, erau și cetățenii Moldovei, cum sunt Gheorghe și Irina. Datoria nu era restituită, respectiv cei care au garantat-o trebuiau să o întoarcă. Nimeni niciodată nu le-a cerut miliardul. Numele lor au fost folosite în acte doar ca procesul de judecată dintre firmele fantomă să se desfășoare în Moldova, aici unde familia Munteanu își are reședința. Я даже не знаю, кто воспользовался моими данными. Я ни с кем не встречалась, я не разговаривала, мне никто не предлагал некую какую-то сумму, чтобы согласиться на это. Irina spune că despre afacerea dubioasă în care au fost implicați au aflat abia atunci când autoritățile din Moldova i-au luat la întrebări. В антикоррупции мы были, допросили, оказывается, тут миллионер, мой муж, да еще и яхту имеет, и виллу там, чуть ли не до этого, просто были в шоке. Такой суммы не было, даже половины не было такой суммы, да даже 10% не было этой суммы. То есть живем как обычные люди, когда хорошо, когда плохо. Иногда даже нету денег на хлеб купить, за свет заплатить, самое элементарное. Totuși, Irina își amintește că, prin 2012, soțul ei deseori pleca peste hotare și venea cu bani acasă. Он в Coca-Cola работал, он и сварщиком, у него образование высшее, 2. То есть он не сидел без дела, как говорится. Он ездил в командировки какие-то, говорил, утром уезжал, вечером приезжал, но он меня не вводил в курс всех, что, зачем, почему он ездил. Ну, он ездил в Москву, я знаю, либо в Санкт-Петербург, ну, все, что я знаю. То есть как бы он мне говорил, и то он не говорил, я посмотрела в паспорте, там написано Санкт-Петербург, то есть семью содержал. Mai mult a făcut și business. Gheorghe a avut un magazin peste drum de casă care a funcționat doar vreo 2 ani. Ulterior, l-a închis pentru că nu prea i-a mers afacerea. Gheorghe spune că bani pentru magazin a luat de la părinții lui, care munceau peste hotare. La fel ca soții Munteanu, alții 27 de moldoveni s-au pomenit implicați în astfel de tranzacții dubioase. Printre ei este și Andrei Abramov. Acesta povestește că a fost de acord ca numele lui să apară pe niște contracte, iar pentru asta a fost răsplătit cu $100. Ceea ce nu știa Abramov este că a fost folosit într-o tranzacție prin care au fost spălați tocmai $180 de milioane. Vineau din Ucraina în Italia, eu am primit la gară, știți, un pachet din Ucraina și trebuie să trimit în Rusia. Asta a fost funcția mea. Când el a venit, noi am scris o procură că eu sunt reprezentant firmei. И платит удачу мне $100
Și eu am fost din dezamăgit. Dar asta e nu un lucru, știți cum. Au promis mie că firma se dezvoltează și o să deschide oficiul aici în Moldova, dar nu. Pe lângă oameni simpli, în schema de spălare de bani au mai fost implicați magistrați și executori judecătorești din Moldova. Rolul acestora era să legalizeze banii. Magistrații emiteau ordonanțe de încasare a datoriilor fictive. Potrivit unei note informative a Curții Supreme de Justiție, litigiile nu au fost examinate în baza unor documente, ci a unor copii, unele neautentificate, altele fără traducere în română, așa cum prevede legea. Mai mult, o parte din datele cu caracter personal ale moldovenilor datornici, cum ar fi adresele de domiciliu, nu au fost prezentate în instanță. Ulterior, executorii judecătorești puneau ordonanțele în aplicare. Banii murdari treceau prin conturile Moldin Cont Bank, instituție financiară condusă din umbră de controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. În documentele obținute de RISE Moldova se arată că în afacerea murdară au fost implicați 24 de magistrați de la mai multe judecătorii din țară. Oficial, doar 16 judecători sunt anchetați penal pentru emiterea unor decizii contrare legii. Dintre aceștia, unul este fugar, iar altul a decedat pe parcursul urmăririi penale. Nu mai sunt vinovat. Eu mi-am făcut conștiincios lucru și să puteți că ordonanțele astea sunt ani trecuți. Gheorghe Gorun este unul dintre judecătorii anchetați penal. A făcut carieră în magistratură timp de aproape 30 de ani. În 2010, el a emis prima ordonanță de la care, de fapt, a și pornit la undromatul. Datoria fictivă era de 180 de milioane de dolari. În 2013 a mai emis o ordonanță în care figurau peste 600 de milioane de dolari. La urmă urmei, dacă eu primim o cerere că să le anulez, eu le anulez, cum am vorbit, că noi avem 5 zile pentru a le anula. Deci nu v-a dat nimeni indicații, nu ați primit bani pentru asta, nimic, da? Sigur că nu. Uh-huh. I-am făcut, v-am spus că nu știu niciodată. Magistrata Liliana Andriaș a fost și ea parte din Aundromat. A emis două ordonanțe în sumă de peste 1 miliard și 200 de milioane de dolari. Și ea a examinat litigiile în baza unui pachet de acte incomplet. Se arată nota informativă a Curții Supreme de Justiție. Pe Liliana Andriaș am întâlnit-o la o ședință de judecată. Vă rog frumos, lăsați-mi pe aici judecam și vă îndrept să vă rog să nu mai am. Anchetarea penală a judecătorilor a fost posibilă după ce, acum jumătate de an, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâre prin care le-a dat acordul procurorilor să investigheze pe magistrați. Președintele Consiliului, Victor Micu, susține că judecătorii arestați pentru implicarea în spălare de bani anterior nu au avut probleme cu legea. Au fost niște persoane în sensul că niște judecători care n-au avut niciodată așa niște chestiuni, proceduri disciplinare intentate, sau au fost evidențiați în presă, în mass media, că sunt niște persoane dubioase. Clar că, vorbim așa sincer cum este, imaginea sistemului judecătoresc a fost afectată, în sensul că e clar că vă spun că n-a fost niciodată așa o așa operațiune de o așa învergură. Documentele analizate de RISE arată că ordonanțele emise de magistrați au fost puse în aplicare de 6 executori judecătorești. Dar numai 4 sunt anchetați penal. Au fost puși sub învinuire 4 executori judecătorești, dintre care 2 sunt expediați în instanța de judecată, unul în căutare internațională și un executor judecătoresc este la faza urmăririi penale pentru cauzarea daunelor prin înșelăciune și abuz de încredere fără scop de însușire și pentru participație la spălarea banilor. Unul dintre ei este Svetlana Mocan din Ialoveni. Ea s-a ocupat de cele mai multe ordonanțe. Prin contul ei de la Moldin Cont Bank au trecut peste 17 miliarde de dolari. Acum este fugară. Oficial, procurorii o învinuiesc de abuz în serviciu. Casa ei din Ialoveni, care se află într-o regiune cu vile de lux, stă încuiată. O vecină povestește că executoarea de mult a plecat acasă. Aceasta e casa ei, dar nimeni, noi avem grijă. Vă rugați să aveți grijă, înseamnă că luați cumva legătura. Nu vă rugați ea. A, nu vă rugați. Noi, așa, din propria noastră, ne suntem vecini de mult, am trăit bine și copii și... Prima instanță deja a declarat-o nevinovată. Urmează decizia Curții de Apel. În sentința primei instanțe este descris cu lux de amănunte cum a acționat executoarea fugară. Ea a declarat că primea documentele executorii prin intermediul curierilor, care de fiecare dată erau diferiți. Uneori, Svetlana Mocan lua legătura prin Skype, atât cu cei datornici, cât și cu cei care trebuiau să primească banii. Pentru asta utiliza un telefon primit de la un client, pe care nu-l mai ține minte. Prin Skype, executoarea primea indicații exacte pe ce cont să transfere banii încasați și în ce valută.
Președintele Uniunii Executorilor Judecătorești spune că toți portăreii implicați în laundromat aveau imagine dubioasă. Toți din ei anterior au fost sancționați, pentru alte motive. Un executor a fost sancționat cu amenzi, alt executor a fost de două ori exclus din profesie până la asta, dar prin concursul instanțelor de judecată el reușește să restabilească. Doamna, la fel a fost sancționat. La fel a fost sancționat cel puțin vreo 4 ori, cred că. Din anul 2010 noi toți sesizăm. Și anterior au mai fost excluși din profesie executori judecătorești care lucrau la comanda acestor beneficiari. Roman Talmaci precizează că instituția pe care o conduce nu se poate expune cu referire la cazul celor 4 executori judecătorești, pentru că nu au avut acces la documentele lor, respectiv nu cunoaște ce s-a întâmplat. În schimb, Talmaci este de părere că operațiunea de spălare de bani a fost bine pregătită din timp, inclusiv prin modificări legislative. Autorii acestei scheme au început cu lobarea intereselor să micșoreze costurile. Deci prima, taxa de stat, a doilea, care ar fi asistența juridică, și a treilea ar fi cheltuielile de executare. Deci, prin urmare, cred că totuși s-a lobat și în ceea ce ține de plafonarea onorarului executorului de către. Prin urmare, la aproape 3 ani de când jurnaliștii au deconspirat cea mai mare operațiune de spălare de bani din Rusia prin băncile din Moldova, oficial nu există nicio persoană condamnată pentru asta. În lista învinuiților și a bănuiților mai sunt 9 angajați bancari și 4 funcționari ai Băncii Naționale, care au dat dovadă de neglijență și abuz în serviciu. Potrivit Procuraturii Anticorupției, în acest dosar ar putea fi anchetat și controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, cel care a condus din umbră Molding Cont Bancul, instituție financiară prin care au trecut cele peste 22 de miliarde de dolari murdari. Acum, Platon este arestat și cercetat penal în dosarul furtul miliardului. Totodată, șeful Procuraturii Anticorupție precizează că Federația Rusă nu se arată deschisă spre colaborare în investigarea laundromatului. Mai mult, acuzații în acest sens a făcut recent și Parlamentul. Într-o notă informativă transmisă conducerii politice de la Moscova, legislativul Moldovei menționează că, odată cu avansarea anchetei privind spălarea celor peste 20 de miliarde de dolari, au luat amploare abuzurile și hărțuirea oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă. Referitor la colaborarea cu Rusia, noi nu colaborăm direct cu FSB-ul, dar colaborăm prin intermediul comisiilor sau cererilor de comisii rogatorie. Pe acest segment ar putea constata că nu există o colaborare deschisă sau bine notă de eficace. RISE Moldova a publicat în ultimii ani mai multe anchete despre spălătoria rusească. Recent, alături de alți jurnaliști din 32 de țări, reporterii RISE Moldova au urmărit banii și au aflat că, pe lângă marii afaceriști ruși și companii de renume mondial, printre beneficiarii din laundromat se numără și mai multe companii afiliate omului de afaceri Ilan Shor, dar și una dintre fostele soții ale lui Veaceslav Platon.